Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru o nouă ocazie de a fi împreună. Încă o dată stăm în fața lui Dumnezeu și am vrea să îl glorificăm pe El și pe Fiul Său drag, care ne-a răscumpărat și prin care primim toate binecuvântările lui Dumnezeu. Un salut de iubire pentru voi toți și pentru cei care ne urmăresc pe internet. Sora Emilia și fratele Viorel Păhuță și acum o săptămână m-au rugat să transmitem salutări fraților. Sora Emilia se simte mai bine și dorește să vă spună împreună cu fratele Viorel că vă iubesc. Am socotit să intitulez mesajul meu din această zi: Dumnezeu este turnul meu de scăpare. Această temă este luată din Psalmul 59, de la versetul 16 și versetul 17. Dar eu voi cânta puterea ta. Dis de dimineață voi lăuda bunătatea ta, că tu ești un tun de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu. O, tăria mea, pe tine te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel prea bun, este turnul meu de scăpare. Ce bine este să ai un refugiu în vremuri grele. Ce minunat poate fi, sau este cel mai minunat lucru, să-L ai pe Dumnezeu, locul tău de refugiu în zile critice, în zile de încercare. Aici profetul lui Dumnezeu, profetul David, spune că voi cânta puterea ta, adică turnul lui de scăpare este puternic, este demn de toată încrederea. De asemenea, David spune că voi lăuda bunătatea ta. De ce îți voi cânta puterea? De ce voi lăuda bunătatea ta? Pentru că tu ești turnul de scăpare pentru mine. Îmi place mult cum spune: o, tăria mea. Tăria, turnul de scăpare, nu se află aici, pe orizontală, nu se află pe pământ. Turnul de scăpare, tăria noastră, vine de la cea mai înaltă sursă a Universului, de la Dumnezeu. Căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel prea bun, nu e numai puternic, nu este numai vrednic de toată reverența noastră. Dumnezeu, turnul tău și al meu de scăpare, este prea bun. Mă pot refugia în deplină siguranță la acest turn de scăpare.
viața unui copil al lui Dumnezeu are timpuri de lumină și timpuri de umbră. Are înălțimi de bucurie, dar și adâncimi de tristețe. Dar, fie că ne găsim pe munte sau în vale, Dumnezeul nostru este același. Aceeași iubire o are față de noi, indiferent în ce situație ne-am găsit. Avem unele încercări care ne vin datorită credincioșiei noastre. Sunt binecuvântate aceste încercări. Ele au un scop nobil, să ne modeleze pentru împărăția slavei. Avem unele necazuri și greutăți pentru că suntem parte în familia umană condamnată și n-avem scutire de încercări fiindcă suntem credincioși. Dar indiferent care este cauza lor, Dumnezeu este totdeauna la cârmă. Totdeauna supraveghează și micile detalii a viața unui copil al lui Dumnezeu. Asta ne mângâie. Și asta ne dă asigurarea de care avem nevoie că nu suntem singuri în cuptorul de foc. Este cineva care reglează, supraveghează, eliberează. Acesta este Dumnezeu. Un alt pasaj care aș vrea să îl avem în atenție, dragii mei, se află în Psalmul 34. Versetul este 18 și 19. Domnul este aproape de cei cu inima frântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Aici avem expresii cum ar fi inimă frântă, duh zdrobit, nenorocire. Iată că viața noastră este foarte diferită, se schimbă. Dar aici ne spune că Dumnezeu este acela care e aproape, fie că suntem în greutate, în necaz, în nenorocire, fie că suntem în momente de bucurie și succese, poate spirituale, se schimbă împrejurările. Domnul spune într-un moment oarecare, lumea se va bucura, voi veți plânge, vă veți stângui, vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Necazuri, da, pierdem pe cineva foarte drag, e un necaz. Avem o situație de sănătate cu probleme, este necaz. Avem pagube materiale imense, sunt necazuri. Dar asigurarea aceasta că Dumnezeu
știe, veghează, e prezent, vindecă, mângâie, eliberează. Este sursa mângâierilor noastre în pribegia noastră pe acest pământ. Dacă am putea să nu uităm că atunci când vine necazul și ne este greu, este momentul cel mai important să ne ancorăm sus la Dumnezeu. Dacă am putea cu o mână să ne prindem puternic de Dumnezeu și cu o mână de Mântuitorul nostru. Dacă n-am uitat că mâna noastră în mâna Lui este cel mai mare har ce poate să-l aibă un om în prezent. Dacă am putea să nu uităm niciodată că atunci când vine nenorocirea, să-i spunem necazului: eu am un Dumnezeu mai mare decât necazul meu. Dacă am putea să cugetăm și noi, cum spune omul credincios, însă eu, spune și tu și eu același lucru, însă eu sunt totdeauna cu tine, Dumnezeule. Tu, Doamne, m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău. Bate vântul, e furtună, dar tata mă ține de mână în furtună și el mă va călăuzi, mă va ocroti în pribegia mea până la sfârșit. Asta mi-a promis și el face ceea ce spune. Dar după ce călătoria mea se sfârșește, ținându-mă de mână, spune aici, apoi mă vei primi în slavă. Ce speranță binecuvântată! Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, îl fac turnul meu, îl fac stânca mea, ca să povestesc toate lucrările tale. Am avut greutăți până aici, unii poate mai multe, alții mai puține. Avem acum, unii da, avem acum. Poate unii vom avea mâine sau poi mâine. Un lucru este cert, că nimeni nu se poate încununa cu glorie fără să treacă prin cuptorul de foc, prin procesul de modelare, de șlefuire, ca să poată deveni un vas de slavă. Aș vrea să vă sugerez trei lucruri. Dacă am putea gândi în acest fel, atunci când nori grei sunt asupra lui Iacov, sau asupra ta, sau asupra mea, ce putem face? Da, putem să ne prăbușim sub povara încercării. Putem să ne supărăm pe Dumnezeu. Dar a fi disperați și a ne prăbuși nu rezolvă problema noastră. Dimpotrivă. De aceea
prima sugestie pe care vreau să vă spun este să-i spunem lui Dumnezeu necazul meu. Închipuiți-vă, credeți că Dumnezeu este cel mai bun prieten al nostru, îi Tatăl nostru. Să încercăm să vorbim cât de mult cu Dumnezeu. El este o ființă, ființa supremă, o ființă inteligentă, o ființă tandră, cu afecțiune, cu sentimente. Nimeni nu este ca El, de aceea să comunicăm cu Dumnezeu. Ne ajută mult această părtășie cu El în momente grele. Pare că atunci când ne merg lucrurile bine, uităm de dulceața părtășiei cu Dumnezeu. De la sine merg lucrurile. Dar când sunt momente delicate în viața noastră, atunci să ne apropiem cu încredere de Dumnezeu. Iată ce spune profetul Naum în această mică carte a lui. O șeghe micuță care o găsim. Naum, capitolul 1, versetul este 7. Domnul este bun. Niciodată nu trebuie să punem la îndoială bunătatea lui Dumnezeu. Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului meu. Unde să mă duc? La Dumnezeu. Este locul unde mă aflu liniștea. Este locul unde găsesc resurse de har să pot păși înainte. Și cunoaște pe cei ce se încred în El. Dumnezeul nostru e bun. La El mă duc necazul meu. El îmi cunoaște necazul. Dar părtășia mea cu El, faptul că dialoghez cu El, aceasta mă ajută să suport încercarea aceasta. De asemenea, un cuvânt de mângâiere găsim în 2 Samuel 22. Este vorba de regele David, câte greutăți, câte necazuri, câte amenințări a avut acest om prea iubit de Dumnezeu. Un om după inima lui, citim de la versetul 2, deci 2 Samuel 22 de la 2. El a zis, Domnul este stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Domnul este stânca mea, la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea. Așa l-a simțit David pe Dumnezeu. Turnul de scăpare. Dumnezeu mântuiește. Dumnezeu eliberează. Dumnezeu știe toate lucrurile. Nu e nimic secret pentru El. De la versetul 4. Eu chem pe Domnul.
Eu chem pe Domnul cel vrednic de laudă și sunt izbăvit de vrăjmașii mei, căci valurile morții mă înconjuraseră și voile nimicirii mă înspăimântaseră, legăturile mormântului mă înconjuraseră, la lațurile morții mă prinseseră, în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul. Am chemat pe Dumnezeul meu din locașul lui. El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns la urechile lui. Așa gândi David, așa proceda David, indiferent în ce groapă se găsea, indiferent de amenințările vrăjmașilor. El s-a încrezut în Dumnezeu și avea convingerea că rugăciunea lui ajunge acolo sus, în locașul lui Dumnezeu. Mare lucru! Ca Dumnezeu cel atotputernic, cel veșnic, să aibă timp să-și plece urechea și la glasul meu. Eu, un abur care se arată puțintel și piere. Cât de mult iubește Dumnezeu creația Lui, în mod special pe copiii Lui. În Deuteronom este un verset care spune, încerc să mi-l amintesc, Dumnezeu iubește popoarele. Partea a doua. Dar toți sfinții sunt în mâna Lui. Observați protecția. Observați cine este Dumnezeu pentru copiii Lui. Cât de minunat este Dumnezeul Bibliei. Aș mai dori să citesc un pasaj din Evrei 4. Aici apostolul Pavel, presupunem că este autorul, ne asigură de ceva foarte important zicând de la 14. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Ce minunat rol are Domnul Iisus în mântuirea noastră, în împăcarea noastră, în privilegiul de a ne refugia ori de câte ori simțim nevoia la tronul Harului lui Dumnezeu, prin El, prin Marele Preot. Ce să facem? Să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Avem momente de cumpănă, de oboseală, avem întrebări, avem unele nedumeriri, le-a avut și Domnul. Pe calea îngustă și El a trecut, și El a pătimit, și El a fost barjocorit, și El a rămas credincios prin toate acestea. Să ne apropiem, fiindcă l-avem pe El, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului. Scaunul divin este un scaun al Harului. Deși temelia este dreptatea, dar faptul că spune este un scaun al Harului mă încurajează să mă duc la El, să-i spun lui Dumnezeu,
doleanțele mele, problemele mele, ca să căpătăm îndurare, să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vremea de nevoie. Totdeauna este vreme de nevoie, dar sunt momente mai delicate în viața noastră, când simțim atât de profund nevoia de Dumnezeu, nevoia de har, nevoia de mângâiere. Avem unde să mergem. Deci prima sugestie, să-i spunem lui Dumnezeu necazul nostru și nu odată, ci întotdeauna, în orice moment, la orice oră din zi sau noapte, putem să ne refugiem la scaunul harului. Sugestia numărul 2. Să nu insistăm să găsim răspuns la toate întrebările acum. Întrebări avem când necazul vine. Nu le putem evita, dar să nu insistăm prea mult cu aceste întrebări. De ce? De ce acum? De ce eu? De ce în acest fel? Oare ce va fi? Cum va fi? Cât de greu va fi? Nu avem răspuns la asemenea întrebări. Nici Iov n-a putut evita întrebările. De ce am găsit genunchi care să mă primească? De ce am găsit sân care să-mi dea lapte? De ce am găsit lumină? Ce sens are viața în aceste circumstanțe grele? Aș dori asta să se întâmple? Deci, întrebările i-au inundat mintea lui Iov. Dar a rămas credincios. Nu înțeleg, n-am explicație, dar vreau să rămân lângă Dumnezeul meu. Chiar dacă mă va ucide, spune la un moment dat profetul, tot voi crede, voi nădăjdui în el. Dacă am putea, înlocui întrebarea de ce cu rugăciunea, Doamne, sunt un necaz, ajută-mă. Doamne, sunt în necaz, ajută-mă. Spunea la un moment dat regele Ezechia, Isaia 38:14. Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni, un verset cunoscut de voi, dar merită reamintit și reflectat întotdeauna, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și alți oameni trec pe aici. Dar ei n-au pe Dumnezeu. N-au mângâierea care vine de acolo, de sus. N-au credință, n-au speranță, de aceea se prăbușesc în momente grele. De ce eu sunt într-o situație diferită? Are necaz și aproapele meu, dar nu l-are pe Dumnezeu. Am necaz și eu, dar l-am pe Dumnezeu și l-am pe Domnul meu și am frații mei care sunt alături de mine. N-ar trebui să uităm faptul că chiar Domnul Iisus, cu toată credincioșia Lui,
în momentele grele simțea nevoia ca un Petru, Iacob și Ioan să se roage, să vegheze împreună cu el. Iar răzimându-ne pe brațul Domnului, avem nevoie unii de alții. Nu ar trebui să fim zgârciți în a mângâia, în a ne ruga, a sprijini, a fi alături de cei care trec prin încercări. Nu v-ați nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Noi încă nu vedem momentul eliberării. Nu putem. Noi vedem ispita, încercarea, greutatea. Dar Dumnezeu vede sfârșitul. Și pentru un copil al lui Dumnezeu, sfârșitul nu poate fi decât cel hotărât de Dumnezeu. Asta mă ajută în încercarea mea. Fiindcă știu că El supraveghează, conduce, dirigează, reglează și în final va fi un bine pentru mine. Nu înțeleg binele acum. Nu înțeleg binele din punct de vedere uman. Dar e un bine. Totdeauna sfârșitul pentru un om credincios este bine și poate fi glorios. Spuneam că Dumnezeu nu ne scutește de necaz. În Psalmul 91 aș vrea să observăm puțin aici cuvintele inspirate de la versetul 14. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, întrebarea pentru mine este și pentru tine trebuie să fie: eu îl iubesc pe Dumnezeu? Fiindcă mă iubește, zice Domnul, înseamnă mult. Presupune mult a-L iubi pe Dumnezeu. Nu vreau să intru în detalii, asta este poate o altă temă. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, că-și cunoaște numele meu. Simți că-L iubești pe Dumnezeu? Simți că Dumnezeu ți-a dat cunoștința despre caracterul Lui și te bucuri în acest har divin? Atunci, iată ce-ți promite ție Dumnezeu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu El în strântorare. Nu spune că nu vine strâmtorarea și necazul, dar făgăduința este: voi fi cu El în necaz. Aici ai mângâierea pentru noi. Îl voi izbăvi, îl voi proslăvi și îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Ce minunat e Dumnezeu! Nimeni nu este ca El. Și fiindcă timpul îmi spune să mă grăbesc, a treia sugestie este să acceptăm ce nu putem schimba. Să acceptăm ce nu putem schimba. Dacă nu accept încercarea care a venit în viața mea, îmi va fi greu
s-o duc înainte. S-ar putea ca neacceptând-o să mă prăbușesc la un moment dat. De aceea, acceptând situația, încercarea, aceasta îmi poate aduce binecuvântare. Domnul Iisus ne spune în Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul este 27, și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Ne putem îngrijora cât vrem. Nu putem schimba lucrurile. Ne putem face partea noastră într-o situație în care suntem. Ceea ce credem că trebuie făcut, dincolo de limita mea umană, este Dumnezeu. Este providența Lui. De aceea spune Domnul aici, versetul 34, Matei 6, nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine. Astăzi am această situație. Mă preocup astăzi de ea. Nu mă preocup de ce-a fi mâine. Pentru că dacă mă preocup de ce-a fi mâine, poi mâine și așa mai departe, adun toate aceste îngrijorări pentru ziua prezentă. Dar Dumnezeu îmi dă puterea pentru această zi. Îmi ajunge problemele astăzi și harul de care am nevoie mi-l dă astăzi. Mâine îmi va da din nou har, poi mâine de asemenea. De aceea să rămânem cumva în echilibru și să ne încredem că Dumnezeu ne va conduce în orice momente ne-am găsit. Să acceptăm ce nu putem schimba. Priviți-L pe Domnul în Ghetsimani. Tată, nu se poate altfel? Nu se poate să nu beau acest pahar? Ar fi vrut altfel. Facă-se voia ta. Când a înțeles Domnul că trebuie să treacă pe aici, este momentul în care voința Domnului Iisus s-a contopit cu voința lui Dumnezeu. Facă-se voia ta. N-a putut schimba, a acceptat situația și gloria n-a întârziat. Biruința n-a întârziat. Mântuirea noastră n-a întârziat. Neacceptând paharul, providența tatălui său, totul se ruina, totul pica în întuneric. Apostolul Pavel s-a rugat de 3 ori pentru țepușul din carnea lui. Ar fi vrut altfel, dar când primește mesajul de sus, harul meu, destul, Pavele, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Pavel n-a mai insistat cu rugăciunea. A acceptat ce n-a putut schimba. Așadar, dragii mei, când noi îi spunem lui Dumnezeu doleanțele noastre, poate e momentul să punem dosarul, să-l închidem, să-l predăm lui Dumnezeu. Dosarul meu, viața ta, este în mâna ta, Doamne. Acolo vreau să rămână. Nu vreau să-l iau de la tine, să-l administrez eu, să mă ocup eu de el. Eu nu pot. Eu sunt atât de mic. Tu ești atotputernic. Tu ești înțelept, tu ești Dumnezeu, tu ești suveran,
De aceea, dosarul meu rămâne în mâna ta. Facă-se voia ta. Deci viața noastră este o viață cu încercări, cu bucurii, este o viață cu mângâieri și momente grele, poate de descurajare, dar trebuie să fim conștienți că toate împreună lucrează spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu, care sunt chemați potrivit planului său. Nu poate fi glorie fără umilință. Nu poate fi cununa slavei fără ca acum să avem o cunună de spini. Nu poate fi biruință fără luptă. Nu poate fi, dragii mei, strălucire fără cuptor. E greu un cuptor, dar este supravegheat de Dumnezeu. Să nu uităm, dragii mei, nicio clipă, că același Dumnezeu care ne-a dat atâtea binecuvântări în viața noastră, atâtea dovezi de iubire și favoare și în momentul greu, e același Dumnezeu. Smeriți-vă, spune Sfântul Petru, sub mâna tare a lui Dumnezeu. Mâna aceasta uneori ne apasă, ne încearcă, ne conduce prin viscole, prin furtună. Mâna asta a apăsat în Ghetsimani și Golgota asupra prea iubitului său fiu. Dar mâna asta care acum ne apasă e mâna Tatălui nostru. Și este o mână iubitoare. Și când încercarea își atinge scopul, mâna aceasta ne ridică, ne înalță, ne conduce spre viață veșnică. Cât de minunat este să avem această asigurare și să nu uităm, un fir de păr nu cade fără ca el să permită? O lacrimă nu curge fără ca el să simtă, să o vadă, să o șteargă? Nu este un munte prea înalt și o vale prea adâncă ca el, cel atotputernic să nu poată veni în întâmpinarea noastră? Pe el, pe Domnul nostru, ascultă și vântul, și marea, și valurile, și peștii. Pe el îl ascultă și demonii, și leii, și cuptorul. El este Dumnezeu. El este suveran. Voi încheia cu un verset din Filipeni. Capitolul este 4 și versetul 19. Filipeni 4 cu 19. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Dumnezeu se îngrijește cum? Potrivit cu bogăția Lui pentru toate nevoile noastre. Glorie lui Dumnezeu pentru aceste asigurări mângâietoare. Gloria celui care a murit pe Golgota pentru noi, pentru întreaga lume. Fiți binecuvântați de Dumnezeu, dragi frați, surori și prieteni. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul său, atât de minunat. Mulțumim fratelui Cornel care ne-a prezentat acest cuvânt minunat al lui Dumnezeu, iată, în situații de criză, în situații grele, care ne mângâie în toate necazurile noastre.
Deci o lecție frumoasă, o lecție care într-adevăr ne dă de gândit și ea vine în ajutorul nostru atunci când avem probleme și atunci când nu avem probleme. Deci Psalmul 59, versetul 16 era titlul lecției noastre, intitulat Dumnezeu este turnul meu de scăpare sau de adăpost. Dacă v-ați notat întrebări din această lecție, este momentul și timpul să trecem la întrebări. Vreau înainte de orice să vă amintesc că în partea a doua va trebui să ne oprim puțin mai repede pentru că avem câteva anunțuri și câteva lucruri de discutat. De aceea undeva la 45 ne vom opri. Deci 12:45 ne vom opri. Da, întrebări. Până când vă gândiți, eu am o întrebare destul de simplă în aparență. Cum ne explicăm că Dumnezeu este tăria noastră? Cum explicăm acest aspect? Iată, David spunea că Dumnezeu este tăria mea. Cum, sora Nuță? Microfonul. Eu mă gândesc că ne putem explica prin experiențele noastre din viața noastră de multă vreme, de mulți ani. Și având multe experiențe, unele, aș spune, foarte bune, dar unele n-a fost foarte bune, au fost chiar slabe. Dar din toate am putut să luăm învățătura care ne ajută să ne întărim și să vedem pe Dumnezeu care ne ajută în toate cazurile. Și așa cred eu că îl putem vedea ca un turn, ca un ajutor, ca un iubitor cu har scump și sfânt care n-a cruțat pe Fiul Său, trimițându-L pe acesta pământ să ia păcatul meu și a tuturora. Vă mulțumesc tare mult, îmi vine să plâng pentru frații scumpi în Hristos, surorile de asemenea, care trec prin multe cazuri grele. Întotdeauna plâng pentru acești frați și surori pe care îi cunosc și care îi iubesc tare, tare mult. Adunarea și frații sunt viața vieții mele. Vă mulțumesc în numele Domnului că am putut să ajung să vă mai văd încă o dată și să am o bucurie atât de mare de învățăturile pe care le-am auzit, să nu le uităm niciodată, să le tot spunem în gândul nostru ca să rămână veșnic al nostru. Vă mulțumesc! Da, mulțumim, sora Nuța, legat de ceea ce tu ai spus, am uitat și am omis oricumva să... Oarecum să-l trec în revistă pe fratele Ondinea, care iată a lipsit o perioadă destul de lungă din mijlocul nostru și chiar în faptul că a ținut să fie astăzi aici, se confirmă ceea ce iată noi discutam din lecția fratelui Cornel. Dumnezeu este tăria mea. Frați sunt cei care ne ajută. Ei rămân cu noi în toate încercările, probele noastre și când ne merge bine, dar și când ne merge rău. Și aceasta este ceea ce ne ajută. Așa că încă o dată salutăm pe fratele Ioan, el este tare drăguț, ați văzut pe internet, totdeauna nu uită să ne salute. Da, mulțumim. Soră Mariana, el și te rugăm tot aici la întrebare. Da, mulțumesc. Apostolul Pavel spune că când sunt slab, atunci sunt tare. Și mie îmi place foarte mult lucrul ăsta și îl simt și eu. Când suntem slabi, când suntem în necaz, în nevoi, cred că mai mult ne rugăm, mai mult ne punem încrederea în Domnul și mai mult simțim ajutorul și puterea Lui care ne întărește. Deci prin Domnul suntem tari. Mulțumesc. Da, mulțumim, soră Mariana. Mai are cineva ceva aici? Soră Nina, te rugăm. Mă gândesc și la aspectul când vine încercarea în fața noastră și ne uităm la ea
Ni se pare așa de mare că credem că n-am putea poate să o ducem, să trecem peste ea. Și cum a spus și sora, atunci ne aducem aminte de făgăduințele Domnului pe care le avem. Toate lucrurile lucrează pentru binele nostru cel mai înalt. Și cu ajutorul Domnului ne întărim, atunci putem să vedem puterea și mâna Lui și când trecem prin ea și dacă ne uităm în spate, vedem că doar cu ajutorul Lui am putut să trecem și parcă ne dăm seama că câteodată, de ce ni s-a părut așa de mare? Că parcă nu a fost chiar așa de greu să trecem pe acolo. Deși inițial am fi spus că nu o să fim capabili niciodată să ducem astfel de încercări sau greutățile pe care Domnul ni le pune în față. Și cred că ăla e momentul în care putem să spunem că Dumnezeu e tăria noastră. Atunci, de fapt, ne vedem slăbiciunea și putem să mergem prin ea doar cu ajutorul Domnului. Da, mulțumim, Sorinina. Deci am văzut la întrebarea, deci cum, să spunem, simțim acest lucru? Cum ne explicăm că Dumnezeu este tăria noastră? Am văzut în toate împrejurările. Și avem exemple foarte multe în Scripturi în care oamenii lui Dumnezeu unde și-au depus plângele lor decât înaintea celui care e purtătorul de sarcini și de griji. Și avem așa cum am cântat în cântare, cui să spunem de lui Iisus grijile noastre, problemele noastre. La fel, priviți acest popor care astăzi este necaz, Israel, poporul lui Dumnezeu. A fost Dumnezeu cu acest popor? A fost El cu ei în necazuri? Da, a fost. A permis să învețe lecții și încă permite. Dar El este cu acest popor. Priviți, o lume întreagă, așa cum noi putem constata, este împotriva acestui popor. Elogează pe alții decât pe acest popor și îl plâng. Dar nu pe acest popor, plâng pe alții care, iată, așa e gândirea lor. Sigur că trebuie să ne gândim la aceasta, că Dumnezeu permite și El în cele din urmă va dovedi că totuși acest popor este poporul lui de legământ. Și ne aducem aminte de expresia din Noul Testament în ce privește chemarea aceasta. Ei sunt urâți, așa-i? Dar sunt iubiți, deci din pricina părinților lor. Ca o linie roșie în istoria acestui popor, putem urmări grija lui Dumnezeu față de acest popor. Și ne putem uita și astăzi. Același lucru. Da. Alte întrebări, soră Gabi, te ascultăm? Am apreciat prezentarea fratelui Cornel când a vorbit despre întrebările care nu sunt utile. De ce? De ce eu? De ce acum? Ce va fi? Cât de greu va fi? Care sunt întrebări umane, da, până la urmă? Avem nevoie și să înțelegem cumva și să stăpânim. Ne dă iluzia că stăpânim și controlăm cât de cât lucrurile. Care ar fi întrebările utile? Da? Aceasta e întrebarea, așa? Da? Care ar fi întrebările inutile? Deci, utile. Utile? Oh, am auzit greșit. Da. Care ar fi întrebările utile care ar trebui să ni le punem? Cam aceasta e întrebarea, da? Ce răspundem aici? Sora Nina, Alina, cer scuze că... Deci când ne aflăm în încercare sau avem probleme, nu trebuie să spunem că de ce, Doamne, eu sau de ce acum. Cred că întrebarea trebuie să fie motivul pentru care, Doamne, Tu mă treci pe aici, ajută-mă să-L văd. Dacă am ceva de corectat, să corectez. Tu vrei să scoți ceva din această încercare. Deci avem ceva de șlefuit, poate că. Este un verset în care spune că Domnul pe cine iubește lovește cu bota sau îl biciuiește. Da. Deci niciodată să nu credem că Domnul
ne pedepsește pentru că este crud sau îi place lucrul acesta. Face acest lucru cu iubire ca să ne corecteze sau să ne pună răbdarea la încercare, cu toate că nu este om fără greșeală și păcat. Și noi, dacă am pornit pe acest drum, cel rău nu doarme și încearcă din răsputeri să ne abată de la cărărușa îngustă și atunci normal că suntem supuși tot, la tot felul de încercări, de probe, de ispite și trebuie să fim foarte atenți și în încercare ce vorbim și ce gândim. Deci întrebarea ar fi, Doamne, ce vrei să învăț din această experiență? Da, o întrebare utilă. Mulțumim, mai aveți aici ceva de adăugat la întrebarea surorii Gabi, sora Aurora? Și pe lângă utilitatea lecției care Domnul vrea să ne învețe, uneori ni se pare că atât de grea e încercarea și atât de mare și noi ne vedem atât de mici și de slabi. Poate o întrebare utilă, Doamne, mă vezi tu în stare să trec prin această încercare? Oare am ajuns eu la un nivel de dezvoltare încât să fie o piatră de pășire înainte pe calea îngustă? Mă vezi în stare să o pot depăși, să nu fie o cădere? Da, mulțumim, sora Aurora. Da, dacă mai dorește cineva să răspundă aici la întrebare. Da, sora Irina, te rugăm. Tot aici mă gândeam, așa cum Domnul avertizează biserica din Efes, zice, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi, adu-ți dar aminte de unde ai căzut și pocăiește-te și întoarce-te la faptele din tâi. Întotdeauna noi trebuie să ne gândim să avem o legătură foarte curată cu ochii Domnului, sunt întotdeauna deschiși asupra celor care îl iubesc și urechile lui ascultă rugăciunile, dar trebuie tot timpul să ne cercetăm purtarea, gândirea chiar și înțeleg că încercări vin și din cauza asta, dar încercări vin pentru șlefuirea noastră ca să fim un juvaier minunat la urma urmei. La asta m-am gândit. Da, mulțumim, soră Ligia, te ascultăm. Tot așa, în legătură cu ce au spus surorile, poate că e important să distingem dacă este o pediapsă sau este o încercare. În 2 Samuel 24, când David face numărătoarea poporului, în versetul 10 David spune, David a simțit că îi bate inima după ce făcuse numărătoarea poporului, și David a zis Domnului, am făcut un mare păcat făcând lucrul acesta. Și apoi Domnul îi spune prin profetul Gad, îți spun înainte 3 nenorociri, alege una dintre ele și te voi lovi cu ea. E un lucru greu ce i s-a dat lui David și prin ce a trecut el. Dar, pe de altă parte, avem exemplul lui Iov, care a trecut prin mari, mari nenorociri și el spune că el n-a păcătuit cu nimic ca să-i se întâmple asta, și Domnul nu-l contrazice, nu spune niciodată că ar fi meritat ce i s-a întâmplat. Și îl socotește neprihănit pe Iov. Deci acolo au fost încercări și nu pedeapsă. Poate da. Această distinție, cum a spus și sora Alina, e bine dacă o putem face. Da, mulțumim. Aduce aminte Psalmul 102, 17. El ia aminte la rugăciunea nevoiașului și nu-i nesocotește rugăciunea. În cazuri limită, unde s-a apelat? Decât la Dumnezeu. El are ureche deschisă și în cazuri și probleme, deci El ne va asculta. Și nu ne va nesocoti. Sau nu va trece pe lângă doleanța noastră, pe lângă dorința noastră, ci va lua în seamă rugăciunea noastră. Și în felul lui, o va rezolva. Problema este a noastră. Și iată și în cazul lui Iov, observăm, Dumnezeu se laudă în fața adversarului, în fața îngerilor cu acest caracter numit Iov. A rămas el integru? Cu toții vor răspunde da.
în toate încercările. Da, mulțumim. Tot aici, frate Viorel? Un moment, să trece pe la sora Gabi. Sora Gabi, tu ai pus întrebarea. Mulțumesc tare mult de răspunsuri. Chiar mi se pare că sunt tare utile. Da. Cu ce scop permite Dumnezeu asta care este lecția? Ce aștepți, Doamne, de la mine? În ce fel m-ai văzut pregătit pentru asta? Pentru că dacă ai permis asta pentru mine, înseamnă că îmi dai și puterea să trec peste. Care sunt resursele mele? Aș vrea să dau eu. Mi se pare că în momente de criză este foarte important să ne mobilizăm resursele. Cine sunt persoanele pe care le voi ruga să roage pentru mine? De cine am nevoie? Cum pot să mă organizez mai bine, să studiez mai bine, să mă rog mai mult? Și așa mai departe. Să hrănim cumva partea asta de resurse, pentru că avem cea mai mare nevoie atunci de ele. Ascultarea conștiinței, asta rețin din versetul care l-a adus sora Licia. Ne ascultăm conștiința, conștiința noastră câteodată ne mustră și avem nevoie să rezolvăm anumite probleme. Și ce putem schimba? În situații de criză, câteodată avem nevoie să facem niște schimbări în viața noastră. Ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc! Da, mulțumim! Mi-aduc aminte de ceea ce sora Licia iată, ne-a amintit de David în această strâmtorare și n-a ales, deci, ca el să fie cel care își alege. O să cadă în mâna lui Dumnezeu, atâta-i tot. Și el a avut încredere în Dumnezeu, știa că în mâna oamenilor nu avem ce căuta, fraților, surorilor, ci în mâna lui Dumnezeu, care el ia aminte la tot ceea ce noi simțim și avem. Da, frate Viorel, întrebarea ta, te ascultăm. Pe lângă titlul frumos de al lecției fratelui Cornel, dacă ar fi să-i mai dăm, sigur cu permisiunea lui, să-i mai dăm un titlu acestei lecții sau să adăugăm la el, gândul meu ar fi nici de cum să nu vă îngrijorați. Și legat de acest cuvânt, de această stare de îngrijorare, întrebarea ar fi, în poporul Domnului, oare ce ar indica această stare de îngrijorare? Sau? Da, cred că am înțeles întrebarea, deci să încercăm să răspundem. Soră Rosalia. Mulțumesc, o să răspund printr-o experiență mică. Am găsit o credincioasă de la Oradea cu mama ei și am târziat să vin acasă să fac cunoaște. Sigur că m-am îngrijorat. Ce s-a întâmplat? Nu cunoaște clul? Ce s-a întâmplat? Și când vine vai, zic, ce s-a întâmplat? Zice, dar unde ți-e credința? M-am rușinat, e adevărat. Deci dacă credința e puternică, nu ne îngrijorăm. Pentru că, dar trebuie să recunoaște, suntem pământ slab și de multe ori ne cuprinde. Asta e recunoștința, ceea ce eu spun despre mine. Mulțumesc! Da, mulțumim! Deci după răspunsul tău, soră Rosalia, să înțelegem că credința este de fapt arătătorul prin care noi de fapt ar trebui să nu ne îngrijorăm. Dar când apar îngrijorări, înseamnă că veți răspunde cu toți. Lipsește credința. Nu este acolo. Da. Alte răspunsuri la întrebarea fratelui Viorel? Sigur că apar în viețile oamenilor astfel de situații. Când ne uităm la un șir lung de împărația lui Israel, care, iată, în loc să apeleze acolo unde trebuie, au apelat unde nu trebuie. La oameni. Și a fost dezastru pentru ei. Și totdeauna trebuie ca credința să fie arătătorul care ne arată că nu suntem îngrijorați. Când ne gândim, iată, la Daniel în groapa cu lei. Și a făcut probleme Daniel că a ajuns acolo. L-ați auzit plângând? Nu! Nu! Când vine împăratul dimineața, ce îi răspunde împăratului? Acesta mergea cu un glas plângător. Daniele, om preubit, a putut Dumnezeul tău să te scape? Ce-a răspuns din groapă, Daniel? Da, să știi, împărate, că am fost găsit înaintea lui fără vină și înaintea ta, împărate.
Iată ce tărie, ce credință să ajungi acolo și totuși să te încrezi în El. Chiar de mă va ucide, tot în El mă voi încrede. Sora Mariana? Că atunci putem face greșeli mari. Mă gândesc la împăratul Saul, care n-a avut răbdare să vină Samuel și a adus jertfele înainte și nu era îngăduit să facă. Deci facem greșeli, ne agităm, ne speriem și facem greșeli mari. Da, mulțumim, frate Marius. Și vreau să adaug că de ce îi o legătură oarecum de credință în îngrijorare sau mai degrabă de lipsa credinței? Pentru că asta e diferența dintre grijă și îngrijorare. Grijă trebuie să avem, în special de lucrurile care ni s-au dat sau de persoanele care de care trebuie să avem grijă. Și asta e un lucru normal. Îngrijorarea vine când, exact cum s-a menționat în lipsă, în lecție, când sunt lucruri pe care nu le putem controla și de obicei acolo tot timpul ne îngrijorăm. Cum ai dat și exemplu cu Daniel, nu era un lucru pe care putea să-l controleze și tot timpul în lucrurile astea care nu le putem controla, dacă avem credință că Dumnezeu o să lucreze, noi tot timpul să ne facem partea noastră, ce putem mai bine, și tot timpul Dumnezeu adaugă. Și tot timpul când de multe ori nu vedem sau nu înțelegem că Dumnezeu ne poate ajuta, ne tot gândim și încercăm noi să vedem cum putem noi să facem mai bine lucruri de care nu le mai putem, nu mai sunt în controlul nostru, și acolo deja apar tot felul de îngrijorări, de ce așa, cum o să fie și ce o să facem. Și în contextul ăsta mi se pare că lăsăm deja pe Dumnezeu deoparte și de fapt putem trece relativ ușor peste partea asta de îngrijorare când facem ce putem și restul lăsăm în mâna lui Dumnezeu. Da, mulțumim, frate Marius. Frate Viorel, câteva, iată, răspunsuri la întrebarea ta. Da, într-adevăr, așa cum s-a spus, m-am gândit și eu de multe ori la această problemă și interesant este faptul că ar trebui să fim convinși că nu trebuie să aibă loc la noi această stare. Pentru că asta indică o lipsă de credință, oarecum o credință neîncrezătoare. Și mai rău, oarecum putem vedea mai degrabă o credulitate când se ajunge în acea situație și nu credință. Mulțumesc! Da, mulțumim! Trebuie să ne oprim, timpul s-a scurs, drăși și surori. Mulțumim Domnului pentru această primă parte a adunării noastre. Vom încheia cu cântarea 335. S-a discutat, s-a spus despre calea îngustă. Ce întâmpinăm pe ea? Cântăm în cântare. Da? Sora Maria Brie, dacă poate să-i conducă rugăciune, poți, Sora Maria? Mulțumim. Da, frate Marius? Scurtă e în corp viața ta.
Nu fie, dar fără folos, pășește pe calea cea dreaptă, care te duce la al tău scop. Drept la cer, drept la cer, conduce, conduce. A lupta este bine pe ea, de aceasta. Drept la cer, lupta este bine pe ea. Multă e pe ea osteneala, aici jos ai multe piedice, dar cu bine nu te teme, El te conduce. Drept la cer, drept la cer, conduce, conduce. A lupta este bine pe ea, ia aceasta. Drept la cer,